aspecte stilistice prezente în primele opere ale lui Rafael, create la Florența, se supun deja acelui ideal de frumusețe bazat pe legile clasice ale armoniei, ale simetriei și ale euritmiei. Un exemplu în acest sens ne oferă lucrarea Cele trei grații, în care atât mișcările cât și gesturile sunt perfect echilibrate. Principala problemă a tânărului artist este acum nu numai una de ordin formal, ci și una compozițională. Preferințele sale se îndreaptă către grupul Fecioara cu pruncul sau Sfânta Familie, tematică pe care Rafael o tratează cu o notă afectivă personală, din ce în ce mai delicată. Să privim această mică Madonna Cowper. Numeroasele desene ale pictorului dovedesc că el studiază în profunzime structura operelor lui Michelangelo și mai ales a celor create de Leonardo. Dar nu se lasă sedus de pozițiile lor opuse. Spre deosebire de cei doi mari maestri, el nu așează arta în slujba cunoașterii naturii, scrutată dincolo de aparențe, ca Leonardo, și nici nu situează deasupra aceleiași naturi pentru a ajunge la supranatural, ca Michelangelo. Rafael se oprește la natură, pe care o simte ca pe o formă constituită, deplină, evidentă a realității. Pentru el nu mai există nimic dincolo de natură. Totul se manifestă în cadrul ei, chiar și divinul. Revelația lui Dumnezeu se face prin intermediul naturii, deoarece creatorul se manifestă prin creația sa. Firește, trebuie să intervină rațiunea pentru a descoperi divinul în natural, universalul în particular. Simțurile ne dau numai un fragment din realitate. Pictorul, scria Rafael, are obligația să facă lucrurile nu așa cum le face natura, ci așa cum ea ar trebui să le facă. Această concepție se conturase cu 50 de ani înainte în poetica lui Piero della Francesca, cel care a căutat forma eternă și imobilă a lucrurilor în caracterul tranzitoriu al aparențelor, așa cum o demonstrează celebrele fresce din Arezzo. 4 secole mai târziu, tot aceasta va fi și poetica lui Cézanne, părintele artei moderne. Întâlnirile succesive și tot mai directe ale lui Rafael cu arta lui Michelangelo și mai ales al lui Leonardo se desfășoară sub semnul legii perfecțiunii și armoniei. De la Leonardo învață el magica estompare, al cărei ecou poate fi intuit în faimoasele Madone, cum este aceasta supranumită Gran Duca, adică a Marelui Duce. Lucrarea ce îi va aduce admirația fără rezerve a contemporanilor. Clasicismul lui Rafael este unul neobișnuit, deoarece este complet reînnoit. El palpită în delicata umanitate a operelor sale, în atitudinile așezate și ponderate ale personajelor. Figurile pictate de el degajă întotdeauna o blândețe aproape nepământeană. Personajele sale sunt caracterizate de o delicatețe a gesturilor și a privirilor ce dezvăluie un flux continuu și inseparabil între idee și poezie. El este permanent în căutarea măsurii, a echilibrului perfect între peisaj și personaj, a unei eleganțe rafinate și discrete.
Rafael nu se abandonează niciodată subiectului. Rămâne sobru, moderat. Evită extremele atât în ceea ce privește mișcarea, cât și expresia, precum aici, în tabloul Sfânta Caterina. El purifică tipurile, echilibrează atitudinile, controlează emoțiile. Acest talent născut al măsurii este nota cea mai caracteristică a marelui artist din Urbino. Să privim lucrarea Hristos binecuvântând. Prin Rafael se adeverește dictonul lui Solon, unul din cei 7 înțelepți ai Antichității. Măsura este perfecțiunea tuturor lucrurilor. Iată tabloul Madonna del Belvedere, în care orice acțiune și orice accent dramatic sunt riguros excluse. Frumusețea lui Rafael, scria pictorul german Mengs, nu place tuturor pentru că este frumusețea rațiunii. Ea este înțeleasă doar atunci când pătrunde în intelect. În aceste opere, ca de pildă Frumoasa grădină rasă, fiecare linie formează un tot unitar, odihnitor, dezvoltându-se în curbe prin care forma exprimă o lume unde nimic nu este voință. Totul e reprezentare. Din asemenea căutări, conduse în mod constant de intelect, se nasc mereu, ca dintr-o vrajă, noi invenții poetice. Iată Marea Madonna Cowper. Permanentul studiu al compoziției se extinde curând la un mare număr de personaje, ca în Fecioara cu mielul. Un exercițiu formal extrem de abil, în care se articulează cu vioiciune schimburi de priviri, cu o împletire mereu mai însuflețită de mișcări armonioase. În concepția lui Rafael, artistul trebuie să aleagă din natură frumusețile deosebite pentru a le dezvălui în frumosul universal al artei. Frumosul există în natură, în sentimentele oamenilor, în afecte, iar artistul trebuie să-l aleagă cu grijă, transformându-l în act creator. Acesta este unul din motivele pentru care arta lui Rafael a fost considerată în același timp doctă, dar și populară. Cu tabloul Sfânta Familie, pictat pentru Domenico Canigiani și aflat azi la Pinacoteca din München, el atinge culmea virtuozității. O virtuozitate dată de extraordinara ușurință a tușei în folosirea culorilor. Nudul complicat al formelor este condus aici cu o strălucită maestrie spre unitatea intelectualistă a piramidei. Cu toate fluctuațiile gustului și ale idealurilor ce s-au manifestat de-a lungul secolelor, Rafael a sfârșit întotdeauna prin a triumfa. Oameni de pe toate continentele și aparținând tuturor culturilor, îl înțeleg ca și cum el ar fi vorbit pentru toți. Rafael a știut să sintetizeze problematicile opuse și neliniștite ale lui Leonardo și Michelangelo într-un suprem echilibru armonios și senin. În tabloul Madonna del Cardellino, de exemplu, el realizează frumosul potrivit tezei lui Leonardo, adică printr-o legătură armonioasă între personaj și peisaj. Dar se arată sensibil și la idealul etic al lui Michelangelo, pentru că exaltă monumentalitatea grupului față de peisaj. La Rafael, totul este odihnitor, senin, idilic. Dincolo de cuceritoarele imagini ale Fecioarei cu pruncul, gloria perioadei sale florentine este asigurată și de un grup de portrete magnifice.
sintezei superioare a modalităților artistice ale lui Leonardo, perceptibile în structura piramidală și în umbrele blânde, îi răspunde acum o subtilitate a desenului demnă de un flamand. Căutarea valorilor realiste devine un element esențial în evocarea eliberată de prejudecăți a unui caracter. Să privim portretul Maddalena Doni, care reia schema Giocondei. Este vorba de soția acelui neguțător florentin bogat, dar foarte cumpătat în cheltuieli, care este și el pictat de Rafael. Cam cu un an înainte, același Aniolo Doni îi comandase lui Michelangelo celebra sfântă familie denumită Tondo Doni. Și faimoasa doamnă nobilă cu licorn, simbolul purității, este un portret. Totuși, până în zilele noastre, nu se cunoaște identitatea modelului. Aici, Rafael a știut să exprime în același timp, cu o strălucită maestrie, castitatea, blândețea, seninătatea. În aceste tablouri, lumina leonardescă se confundă cu culoarea. O culme acestei sinteze este realizată în portretul așa numit Gravida, poate cea mai frumoasă lucrare din acea perioadă. Încă un exemplu de oameni obișnuiți, surprinși în timpul ocupațiilor cotidiene. Opera care la Florența ar fi trebuit să pună o pecete clasică, definitivă, tradiționalei picturi de altar, este Sfânta Fecioară cu baldachinul, destinată totuși să rămână neterminată. Întreaga structură a imaginii este încredințată unui însuflețit joc de forme, de îngeri impetuoși și de sfinți, care se adresează spectatorului cu un gest de invitație. Pentru Rafael, nici măcar patosul nu poate altera frumosul ce constituie sensul universal al operei. Această concepție este probabil motivul răcelii care a fost adesea reproșată celebrei lucrări Coborârea de pe cruce. În opinia unor istorici de artă, tabloul reunește două teme iconografice, Coborârea de pe cruce și Leșinul Fecioarei. Totuși, maestrul îl propune ca pe o unitate. Într-adevăr, el leagă cele două părți cu ajutorul personajului aflat în prim plan, ce poartă trupul sfânt și care este de fapt figura dominantă a tabloului. Dacă pentru Michelangelo arta repetă actul divin al creației, pentru Rafael ea repetă actul revelației. Pentru marele artist din Urbino, arta prezintă ca evidente, pe deplin revelate, adevărurile teologice și istorice. Coborârea de pe cruce este ultimul tablou al lui Rafael din perioada florentină, dar și prima sa operă de istorie. Ea anunță marea pictură a celei de-a treia și celei mai glorioase perioade a biografiei sale, perioada romană, pe care o vom urmări în emisiunea viitoare.